Am constatat că avem o mică întârziere în implementarea agendei de reformă, însă am avut în același timp o discuție plină vis-a-vis de acțiunile de viitor. Am convenit că va fi constituit un comitet de supraveghere a reformelor la Ministerul Educației, cu participarea ministerilor de resort. Am convenit că va mai fi instituit o funcție de viceministru al Ministerului Educației, având în vedere complexitatea de care este preocupat acest minister. Acest viceministru va avea preponderent în administrare agenda de reforme, dar și implementarea acelui obiectiv pe care l-am propus, care vizează e-guvernarea. Am avut o înțelegere vis-a-vis de acțiunile care urmează să le întreprindem la capitolul asigurării cu securitate a copiilor care sunt în procesul educațional, atât cel preșcolar, școlar și universitar. Aici vom avea o discuție și cu cei de la Ministerul Afacerilor Interne. O școală nu poate fi funcțională atunci când sunt 20 sau 30 de copii. Și 9 copii. Deci este evident acest lucru. Și este mult mai corect ca acești copii să fie asigurați cu unitate de transport, ca într-o manieră civilizată să meargă către o școală care are infrastructură adecvată și profesorii calificați. Accentul se pune pe mijloace de transport de calitate pentru a asigura un confort psihologic în familiile care își deleagă copiii la aceste școli. În acest an, în 2011, din 75 de unități de transport care vor fi procurate, 45 vor fi procurate prin bugetul de stat și 30 prin proiectul pe care l-am câștigat și l-avem deja și cu aspectul financiar.